Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vă invităm cu noi 2 zile într-o vacanță, într-o mică vacanță. 2 zile, păi ce, mâine e vineri, sâmbătă și duminică plecăm. Păi da, da, mai. În fine, 3 zile, maxim 3 zile. Așa că stați aici, că mergem în Elveția. Avem 700 de kilometri. Elena, Sergiu va merge cu noi în această vacanță. Acum facem aici, încărcăm pachetele în X5, iar îl umplem, ca în România. A, uite, Sergei. Sergiu, bag acolo. Auzi, naveta de bere, mâncarea, tot ce trebuie acolo. Acolo am închiriat un apartament, nu? Un apartament. Sperăm să fie frumos și să vă arătăm și vouă imaginile din Elveția, da? Vedem ce putem vizita, nu? Stați aici aproape să vedem ce facem acolo. Mai filmăm și pe drum. Hai. Avem ceva bagaje? Facem. Da, dacă avem apartament închiriat, avem și bucătărie, tot. Nu, ce vrei să bagi? A, și o să și gata. Sau nu, pune-l aici, că să mai vii. Atât, ai. Mai bagi ceva? Nu. Bun. Nu avem. Este în spate. Lasă acolo, în spate, dacă e ceva. Oprim. Gata. Hai. Bună ziua. Bună ziua. Amalia, ce face? Tati, mergem în vacanță în Elveția? Da. Hai să vizităm și Elveția. Să vedem. E frumos acolo. Găsim locuri frumoase, interesante. Dar tu ai arătat ținutata de Elveția? Care e Elveția? Sunt tricou? Da. Da, sunt mi-am luat geacă. Mi-am luat sunt geacă. 15 grade. Aici. Sperăm poate să fie și cald, da, ziua așa, eu știu. Da. Elveția, nu e Spania. Chiar sunt curios cum e temperatura. Hai, revenim, fraților. Gata, pornim, da? Da, e puțin are. Avem 700 de kilometri. Da. Cred că sunt 780. 780, 780. Hai să vedem. Ceasul este cât? 5:30? 5:30. Cât e ceasul? 3:30. Full-ul e făcut. 3:30. Ba, la mie e un pic cald. Da. Hai să vedem câte ore facem și când ajungem în Elveția. Mai spunem adresa. Bagă Sergiu. Da, ceasul este 3:30. Hai să vedem. La ce oră? 8 ore și 3 minute, 721 de kilometri, la ora 11:37. Hai, i-am dat, da? Am plecat. Revenim. Mai avem un pic. Mai avem vreo 100 de kilometri.
destinație 147. Ia, uite aici vinete, dreapta. Umblăm și noi pe lângă vama pe aici, după vinetă. Am fost aici la primul Peco, pe vama, primul Peco, dar la Peco a închis. Și acum ne întoarcem înapoi aici, în vama. Sper să găsim, nu? Hai, vă ține la curent, stați aici. Ia să vedem aici, în vama, înapoi. Hai, în vama, înapoi. Da, 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 văd. Uite, acolo scria vinetă, la chioșcul ăla acolo. Fraților, fix aici în vama, fix aici e birou. Aici. Să vedeți, fraților, ce hoți sunt. Eu am dat euro, cât a costat? 45 euro. Nu poți să iei pe 10 zile, trebuie să iei pe un an de zile sau? 2023. A, pe un an de zile. Și am dat 60 de euro. Și să-mi dea rest euro înapoi, nu? De unde? Mi-a dat banii franjii ăștia, elvețieni. 14 euro cât vine în franjii ăștia, elvețieni. Ce să facă cu banii ăștia acum? Trebuie să-i cheltuim aici, în Elveția, vedem. Dar de-aia i-am zis, de ce nu mi-a dat euro înapoi? V-am dat euro, euro. De unde? Ce? Că n-aia. Dacă știa, nu putea să înțeleg că de la început plăteam cu cardul. Așa că plătesc cu cardul, că vă dă banii ăștia. Dădeam 100 de euro, nu? Îmi dădea numai de ăștia. Așa că, mare atenție, plătesc cu cardul. Este ceasul 1:30. Noi am parcat mașina aici la parcarea hotelului. Am descărcat bagajele. E undeva sus hotelul și a trebuit să ducem mașina jos. Acum, Sergiu până a venit. Hai, revenim să vă prezentăm puțin apartamentul. The one, the one, the one. Haideți să vedem, fraților. Vom pe scări? Hai, pe ei, hai, nu știu. Hai, curios, nu se vede. Facem o prezentare aici a apartamentului. Apartamentul este frumos, noi am intrat. Deja, l-am văzut. Mă arăt și vouă. La etajul 2. Apartamentul 123, fraților. Revenim de sus. Avem aici un dulapior. E pus hainele frumos. Aici este sufrageria și bucătăria. Și un televizor frumos, dar amenajat cum trebuie, zic eu. Bucătărie cu tot ce trebuie, frigider. Oh, avem și bere. Sergei, tu ai văzut berea asta aici? Și mâncarea? Da. Cuptor, tot ce trebuie, fraților. Aici bucătărie. Da, bucătărie. Da, mâine vă arăt priveliștea. Avem și balcon, perfect. Dar prevenim mâine. Asta este șmecher aici. Se vede bine, ha? Avem și balcon. Avem și balcon, e un balcon mare. Acum nu, mâine, că acum nu se vede nimic. Așa. Hai, ce mai avem aici? Un aspirator. Baia este aici. Duș frumos. Da, cam asta e. Și dormitorul, dar cu dormitorul revenim. Doarme fata. Că nu-i de să mănânce. Revenim imediat. Și acum să vă prezint și dormitorul. Ia să vedem. Este și Amalia pe aici prezentă. Nu, tati? Un pat super mișto. Cosal de a super moale. Un șifonier. Da. Ce să vă mai arăt, fraților? Cam asta e camera. Mare lucru. Așa. Nu am ce să vă arăt. Tati, ce faci acolo? Mâine o să ieșim și pe balcon, dar acum degeaba ieșim, nu se vede nimic. Da, cam asta este camera, da? Un apartament normal. Care a costat... Cât a costat? 3 zile... 470. 3 zile 470 de euro. Da.
Lăsați-vă-l. Mai revenim mâine cu mai multe informații și cu mai multe imagini, nu? Acum, în seara asta, ce să vă arăt? E târziu, e 1:30 și ne băgăm la somn că suntem obosiți. Revenim. Hai, până ne punem la somn, bărăm o bere, rapid, nu? Hai, noroc și numai bine. Noroc, fraților, și vouă. Bună dimineața, fraților! Hai să vă arăt și view-ul. Mamă, eu când am văzut acum ce priveliște avem. Hai să vă arăt și vouă. Tati, vrei să vezi priveliștea? Vrei să vezi priveliștea? Spune! Vrei să vezi priveliștea? Spune! 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 Bau! Wow. Hai să facem așa, nu? Hai. Hai. Trebuie să dai jos din pat. Hai. Hai să vedem priveliște, tati. Hai să vedem. 1, 2, 3. Tata. Să lați tot frumos să vedem. Să vedem. Mamă, super frumos. Spune-ți voi dacă nu-i frumos. Iată și când am deci, ce spuneți, fraților, vă place? Spuneți voi. Spuneți voi, vă place? Tati, îți place priveliștea de la munte? Ia stai aici. O, băi. Îți place priveliștea de la munte? Îți place? Spune. Îți place? Spune, tati. Spune, tati. Hai la plimbare. Hai de la plimbare. Mergi? Hm? Revenim, fraților. Bună dimineața, domnul Serghei. Hai să vedem priveliștea. Hai să vedem priveliștea și aici. Și pe balcon, acum frumos. Bă, da, frumos, hai să bem o cafea, frumos, facem o cafea acum. Stăm aici, mamă, ce fire, rece. Fraților, super mișto. Nu e zăpadă. Da. Hai să stau cu zoom până acolo. Asta, fraților. Vedeți? Da, e zăpadă acolo sus. Da, e zăpadă. Cum e aerul, e foarte rece. Îți dai seama, îți aproape la zile. Abia aștept să ieșim, să vedem și noi pe aici ce mai e. Un oraș frumos. Se duce ăla până sus, acolo de căsuță. Unde e căsuță? Uite la mine. Ah, da, e căsuță acolo. Se duce la mine. Ce frumos. Ah, e drumul, e o cărare ceva. Uite. Frumos, frumos, fraților. Ce e mai frumos decât o cafeluță să o bei la o priveliște de genul. Să stai să admiri munții ăștia frumoși. Și avem și o cascadă acolo, fraților, dacă se vede. Uitați acolo cascada. Sperăm să mergem mai aproape. Sau la una mai mare. El nu știu, scaunul aici frumos, o măsuță. Și savurăm. Savurăm cafeluța. Stați așa un pic. Hai, Sergiu, hai la terasă aici. Hai la terasă. Ce cauți? Când avem ce mâncare, avem bere, nu contează mâncare. Așa, da. Aer rece și curat. Frumos. Păi cam ăsta a fost vlogul cu drumul nostru în Elveția. Vedem ce facem astăzi. Și începem alt vlog. Facem un vlog frumos. Da? Vedem pe unde, ce vizităm, pe unde mergem. Așa că stați aici, urmează alt vlog, închidem vlogul ăsta că este prea mare. Fraților, eu am fost Cristipa înainte, bor și cu o data viitoare eu vă salut și multă baftă tuturor. Pa!